Găsit, sunt Mihaela Ciorbaru și așa cum v-am promis, ediția în această seară va fi una aparte, pentru că se apropie sărbătorile și, deși creștinește este să ne gândim și să ne ajutăm semenii, în realitate nu prea se întâmplă, din păcate. Dar, pe lângă aceste aspecte, trebuie să ținem cont că în prag de sărbători sunt foarte mulți oameni singuri. Fie că au persoane dragi care au dispărut, fie că au divorțat, fie că au persoane grav bolnave, sau din orice alte motive, sunt singure. Ba mai mult, există, și am impresia că a devenit o modă cu ghilimele de rigoare, există foarte multe cazuri, aș putea spune că e foarte frecvent, o situație de-a dreptul aberantă, singurătatea în doi. Și atunci stai și te gândești cum vor trece și cum vor putea întâmpina acești oameni singuri sărbătorile. Pentru a răspunde la această întrebare și de ce nu pentru a ne ajuta pe cei care suntem singuri sau care ne simțim singuri, părăsiți, care nu suntem iubiți, nu suntem apreciați, am invitat alături de mine un psiholog. Este vorba despre doamna Anușa Bugea, care îi spun bună seara și mă bucur că ați acceptat invitația mea și sunt convinsă că telespectatorii Litoral TV vor privi cu interes această emisiune. Bună seara și bine v-am regăsit! Doamna Bugea, sunt convinsă că în perioada aceasta mulți oameni singuri vă caută. Aici aș vrea să încep cu corectarea termenului, ca să zic așa. E vorba de solitudine și singurătate. Sunt doi termeni diferiți. Da, perfect adevărat. Și atunci, care e mai... În care dintre cele două ipostaze omul se simte mai apăsat, mai trist, mai... Păi, hai să vedem un pic ce înseamnă fiecare, care e semantica, ca să zic așa, și încărcătura din spatele fiecăruia. Solitudinea înseamnă o asumare a stării de a fi tu cu tine, în care te simți bine, îți place viața ta, îți place ceea ce ți se întâmplă, ce este în jurul tău, iar singurătatea este acea stare în care te simți separat, ești tu și restul lumii. Deci nu mai ai niciun fel de conexiune cu lumea și cu viața. Chiar dacă ești într-o familie, chiar dacă ești într-un colectiv în care colaborezi, în care lucrezi, chiar dacă ești poate într-o relație, o relație de cuplu, ești singur. Este acea separare, acea deconectare de la lume și de la viață. Asta e pentru că nu știm să iubim, nu știm să ne apropiem de oameni sau pentru că simțim o teamă să fim deschiși, să ne deschidem celor de lângă noi? Păi, să o luăm cu începutul. Dacă nu știm să ne iubim pe noi, n-avem cum să știm să iubim pe ceilalți. E imposibil. Pentru că toți funcționăm după aceleași principii, după aceleași reguli, după aceleași legi, ca să zic așa. Ființa umană funcționează tot timpul la fel. Și atunci, dacă eu nu știu ce să fac cu mine, în relația cu mine, cum să mă înțeleg pe mine, cum să-mi gestionez emoțiile mele cu mine, deci, prima relație fundamentală și importantă a omului este cu el. E relația care nu va dispărea niciodată. Deci 24 din 24, tu cu tine. Și dacă acea relație nu este sănătoasă, nu este corectă, nu este echilibrată, deci este imposibil să am relații echilibrate cu ceilalți, cu cei din jur. Și în momentul în care apare sentimentul de singurătate, este efectiv sentimentul de separare. Deci sunt eu și tot ce este în jurul meu. Deci nu mai am conexiune cu natura, cu lumea, cu viața, cu ceilalți, cu divinitatea, cu nimic. Sunt separat. Este o izolare nocivă. Este. Eu nu aș spune toxică, pentru că singur mă otrăvesc și nimeni, absolut nimeni nu poate face nimic pentru a repara singurătatea mea. Nimeni, oricât de mult aș fi iubită de părinți, de prieteni, de partener, de copii, de oricine, doar noi suntem cei care putem ne putem reconecta la lume și la viață. Aici am aflat o noutate, trebuie să recunosc în direct această formă de singurătate într-o multitudine de oameni, practic. Exact. Noi suntem obișnuiți să considerăm acea singurătate în doi, momentul în care conștientizăm că cel de lângă noi
nu ne iubește, nu ne acordă atenție. Dar s-ar putea, probabil, parte din vină să ne aparțină. Exact. Acestei stări, de fapt. Exact. Și cum e pentru acești oameni perioada aceasta a sărbătorilor? E luna cadourilor, e luna în care toată lumea trebuie să se bucure, trebuie să întâlnească cu prieteni, să reunească cu familia. Cum e pentru ei? Cum o pot depăși? De regulă este foarte dureroasă, pentru că nu conștientizează ceea ce au în afară. Pentru că, vezi, fiecare stare a individului are avantaje și dezavantaje. Sunt avantaje de a fi solitar, de a fi tu cu tine în viața ta, fără să ai responsabilități, fără să ai o familie asta care să implice. Asta un soi de lașitate undeva, sau un soi de egoism. Mai sunt oameni care își asumă solitudinea și se simt foarte bine cu ei. Și chiar se simt bine și nu au nevoie de să meargă la rude, să facă mese, să facă cadouri. Ei se simt foarte bine cu ei și am întâlnit astfel de oameni, destul de mulți. Putem să spunem că pot fi niște oameni fericiți? Atâta timp cât tu ai stare de bine cu situația care o ai, dar stare de bine reală, nu că îți pui o mască și zici, vai cât de fericit sunt eu, că nu, sunt situații și situații. Sunt situații în care e avantajos, ca să zic așa, și pentru anumite, și aici depinde și de, nu neapărat de situație, cât de personalitate. Sunt personalități care sunt făcute să trăiască în familie, au nevoie să fie mame, tați, bunici, la rândul lor, deci, exact. Și sunt persoane care se simt foarte bine ele cu ele. Și nu sunt de unele mai bunele ca altele, nu sunt de judecat, pentru că fiecare are de trăit un drum, are de trăit un destin. Și atunci cine ne spune nouă că e mai bun cel care se simte bine doar cu el, fără să-și asume o responsabilitate de a avea copii, de a interacționa, de a duce o familie, comparativ cu cel care duce o familie? Fiecare e în destinul și în drumul lui. Și fiecare, în aceste două situații pe care le-ați prezentat, percep altfel această perioadă a sărbătorilor de iarnă. Exact. Din nefericire, modelul social pe care îl promovează media, mass media, este cel al sărbătorilor cu inimioare, cu Moș Crăciun, cu mese, cu sentimente, cu emoții. Aici este dureros pentru cei care se simt singuri. Fie că sunt singuri în mijlocul mulțimii, fie că sunt singuri singuri. N-au nici măcar o pisică. Da. Și cum ar putea depăși aceste persoane această perioadă? Din punctul meu de vedere, singurătatea este o chestiune de alegere. Da, e corect. În orice secundă noi putem alege. Oriunde suntem, în orice context, putem alege dacă ne simțim bine sau ne simțim rău. Bun, mă lovesc de ceva, mă doare. Asta nu înseamnă că trebuie să spun, vai cât de bine mă simt că m-am lovit. Dar conștientizez că m-a durut și fac ceva să înlătur durerea. Deci e o chestiune de alegere. Rămân și mă plâng că mă doare sau acționez, fac ceva, schimb ceva ca să nu mă mai doară. Iarăși ajungem la aceea, ca și data trecută, la întâlnirea trecută, că totul depinde de fapt și de drept pe lumea asta de noi. De cum acționăm și cum reacționăm. Păi mi s-ar părea tragic să nu depindă de noi, sincer. Să depindă de alții, da. Adică, spune-mi, cum te-ai simțit tu să ți se spună acum, bă, starea ta de bine depinde de colegul tău care filmează. Cum te-ai simțit? Nu mi-ar plăcea, recunosc. Sau de oricine altcineva. Starea mea de bine, de obicei, mi-o creez. Mi-o generez. Exact. Este o chestie încercând de alegere. Încercând să atrag oameni pozitivi, încercând să atrag niște participi la evenimente plăcute. Este o chestiune de alegere. Plăcute. Aleg. Bun, viața, însă, nu există viață, nu există individ care să aibă o viață doar pe culme, doar pe bucurie, stare de, nu mă refer la patologie. Da? Deci vorbim de oamenii care sunt ancorați în realitate și care sunt cuplați la realitate. Peste toți vine suferința, durerea, ne îmbolnăvim, ne operăm, ne mor prietenii, ne mor rudele, ne mor copiii, ne mor părinții.
Nu există individ care să nu aibă și momente de durere aici, dar depinde de cum le facem față. Și chiar acum îmi vine cum în cap definiția stresului. Este reacția noastră la stimuli care vin din exterior. Da, majoritatea medicilor în ultima perioadă am văzut că au început să spună evitați stresul. La prima vedere, la primul auz al acestei expresii, tind să spui e imposibil. Pentru că mă duc acolo, mă enervez, mă duc dincolo, apare o problemă, deci stresul este imposibil. Această să le stare de enervare de mine depinde. Când realizez, hai să luăm un exemplu, acum de sărbători, e nebunia care e peste tot, în toate orașele țării, nu putem să spunem că într-un loc e mai puțină aglomerație. Toată lumea febra dorește să cumpere, să... Exact, da. E febra, e nebunia, e psihoza, ca să zic așa, sărbătorilor. E, dacă vezi că e aglomerat în trafic și tu vrei neapărat să ajungi nu știu unde și nu este posibil că sunt încă niște mii de mașini în fața ta, ai de ales. Ori te înfurii, dar nu rezolvi absolut nimic pentru că nu vei îndepărta acele mașini. Chiar n-ai cum. Pur, te accepți că asta e și îți petreci acel timp care l-ai de petrecut în trafic, nu știu, îți pui o muzică, îți pui un audiobook, că acum e la modă povestea cu audiobook-uri, care e foarte bună din punctul meu de vedere, îți suni un prieten, îți suni copilul, nevasta. Practic câștigi timp, rezolvând exact, de alte probleme. Exact, și relaxându-te. Deci acele emoții de disconfort pe care tu singur ți le crezi că trebuie să ajungi și că e aglomerat și că mamă ce nenorocire, că uite, e o stare de fapt pe care n-ai cum să o schimbi. Dacă acum plouă, ce pot să fac eu? Dansul plouă, exemplu. Eventual mă duc la un șaman care se spune că ei controlează vremea și chiar sunt persoane care știu să facă astfel de chestii și îl rog pe ăla să nu facă cumva să nu mai plouă. Haideți să luăm un caz concret. Da. O situație pe care o întâlnim cu toții, că ne place sau nu. Sunt persoane care în acest an au divorțat. Ok. Cunosc foarte multe persoane care au trecut peste această problemă, să zicem. Totul îi părea normal. În schimb, când au venit sărbătorile, totul parcă s-a prăbușit. Abia atunci au simțit că sunt singuri, sunt, nu știu, se merge pe ideea că, vai, sărbătorile trebuie să în familie și tu nu mai ai acea familie. Aici este această nici nu știu cum să-i spun, această frază care e scrisă așa cumva cu fierul roșu. Sărbătorile trebuie petrecute în familie. Deci acest trebuie care cine spune că trebuie? Ok, familia poate fi familie de suflet. Nu e obligatoriu ca familia să fie familia mea de sânge. Pentru că uneori se întâmplă și sunt cazuri în care familia de sânge reneagă. Dau afară persoana respectivă. Și atunci, dacă nu am, da, deci sunt părăsită, sunt abandonată, sunt orfană, n-am pe nimeni. Ce fac? Stau să-mi bat cu ei în talpă și să-mi plâng de mine că, vai, săraca de mine, cine sunt și în ce hal am ajuns? Există oameni pe lumea asta cărora chiar le pasă și fac ceva. Deci eu, din experiența mea personală și profesională, am văzut că oamenilor le pasă. Nu tuturor. Și ar fi absurd să ceri. Da, n-ar fi prea tuturor. Totuși. Dar sunt oameni cărora le pasă și îți poți face familia de suflet. Și recunosc că am avut o experiență personală acum 2 ani, cred, de Revelion. Chiar nu prea aveam chef, să eram singură și eram solitar. Corectez. Și nu aveam așa chef să... Aș fi vrut și n-aș fi vrut. Eram o foarte bună prietenă, în niciun caz nu te las pe tăși singură. Și așa am ajuns la o altă prietenă de-a mea și a fost un revelion în patru până la urmă. Un cuplu la... Deci se poate. Exact. Tot este să nu... Dar chiar îmi asumasem și mă simțeam bine, vreau să văd cum este un revelion petrecut în pat, la televizor. Puteam oricând să ies să văd centru, dar chiar nu aveam chef. Și se pare că undeva viața n-a vrut să mă lase să stau de una singură.
Deci e și ceva de ce ține de soartă, poate e prea e mult vorba spus. De asumare, în momentul în care depinde pe ce mă focalizez. Dacă eu mă focalizez pe lipsa a ceva, întăresc și dau forță și energie acelui ceva. În momentul în care mă focalizez pe îmi doresc să, atunci dau forță acelui îmi doresc să. Și cumva se așează lucrurile, se mișcă energiile, vin îngerașii, vin entități, vin așa, oamenii se pun cap la cap, se așează și primesc acel ceva. Exact. Da. Deci totul ține de noi și de cât de mult ne dorim. Cât de mult ne dorim și ce acțiuni facem ca așa. Sau cât degeaba... de mult ne complacem într-o situație. Exact, pentru că eu pot să zic îmi doresc să, nu știu, învăț limba engleză. Da, îmi doresc să învăț limba engleză. Păi ce fac ca să învăț limba engleză? Aștept așa și stau un an, doi, trei, cinci să învăț limba engleză, așteptând să-mi intre cumva în cap limba engleză. Nu se va întâmpla. Deci e necesar să fac o acțiune sau mai multe acțiuni care să mă ducă spre acel obiectiv pe care l-am. Și care să fie dublat cu acest gând pozitiv, exact, cu această dorință. Exact, exact. Foarte multe persoane care mi-au venit în cabinet au următoarea problemă. Sunt singură, nu am cuplu, nu am partener de cuplu. Ok, ce faci pentru acest lucru, pentru a întâlni pe cineva? Păi nimic. Păi cum adică? Păi stau în casă, mă duc la serviciu, vin acasă, nimic. Păi dacă tu nu-i arăți vieții că îți dorești să întâlnești pe cineva și te retragi, vrei să vină pe horn ca Moș Crăciun, te lovești pe stradă de persoana respectivă, sunt șanse, dar minuscule. Adică e necesar să faci ceva, să te deschizi, să ieși în social ca să cunoști oameni dacă îți dorești să întâlnești pe cineva. Adică e necesar ca gândurile noastre să fie coerente și asortate, cum zic eu, cu acțiunile noastre. Dacă eu zic și rămân la... Da, zic, îmi doresc să plec pe Marte. Ba, ce fain. Îmi doresc să plec pe Marte. Și ce fac? Nimic. Mă gândesc eu așa că ar fi fain să-mi doresc să plec pe Marte. Cât de tare îmi doresc. Da, dar ce te faci într-o seară de Crăciun? Ești cu partenerul, soț sau prieten sau în sfârșit ce e, da? Și te simți singură. Ce ai putea? Cum ai putea să treci peste starea asta? Cum ai putea să schimbi ceva? Pentru că e clar că între cei doi, în cazul acesta, e oarecare răceală. E o nepotrivire de stil de a aborda o astfel de sărbătoare, să zicem. Poate tu vrei o masă intimă, frumoasă, dar ca de Crăciun. Poate el vrea să stea simplu, să uită la televizor. Dau un exemplu, nu știu. Da. Păi, până la urmă depinde de ce fac eu cu emoțiile și sentimentele mele. Apreciez ceea ce am în acel moment. Deci chiar încep să fiu recunoscător, să sănătoasă. Este cineva lângă mine, așa, uitându-se la televizor când eu vreau nu știu ce romantisme pe nu știu unde. Este o persoană lângă mine? Da. Am ce mânca? Îmi place locul în care sunt. Pot deschide o carte care îmi place, pot pune o muzică care îmi place, pot avea pe masă o farfurie cu ceva. Nu trebuie să fie cum e moda acum. Da, masa cât mai îmbelșugată și după aceea se aruncă o grămadă. Iar noi la lumea avem cu mâncarea. Să fie. Da. Să luăm să fie. Exact. Deci chestia asta e tradițională, e a poporului român. Da, se uite cam ciudat în zătoarele când te duci și spui dați-mi doar 100 de grame de ceva. Exact, exact, exact. Și atunci, focusându-te pe ce e bun în acel moment, îți schimbi starea. Dar așa, în orice secundă, uite, e un paradox al ființei umane, în orice secundă am sta, noi ne putem gândi că vrem ceva ce nu avem în acea secundă. Da, majoritatea stau și gândesc la asta. Exact. Nu se mulțumesc cu ceva, vor mai mult sau vor altceva. Exact, și este imposibil într-un anumit moment să nu găsești ceva ce ai vrea și nu ai în acel moment. Deci este un dat al ființei umane. Eu mi-aduc aminte de momentul în care eram elevă. Când eram în vacanță, voiam la școală, când eram la școală, voiam în vacanță. Și cred că vorbesc în numele multora. Când sau când ne luăm concediu la început, e deci, ok, după care avem senzația că parcă exact. E suficient. Deci este un mod pe care noi l-am învățat cumva să ne focalizăm pe ceea ce nu avem în acel moment.
făcându-ne practic rău singuri. Exact. Hai să apreciem puțin și să... Uite, este o practică foarte interesantă și mi-a plăcut foarte mult această metodă, o tehnică japoneză, practica recunoștinței, Naikan se numește. În fiecare seară, 5 minute, să mulțumești pentru ceea ce ai avut în acea zi. Când am dat de această tehnică, chiar este și o carte, nu mai știu în ce editură e publicată, dădeau tot felul de exemple și la un moment dat, stând și gândindu-mă, deci faptul că eu am acest pahar cu apă, mie mi l-a adus cineva. Cineva a muncit ca această apă să ajungă la mine. Faptul că eu am o bucată de pâine și am mâncat, nu știu, un grătar de pui cu nu știu ce, sunt niște oameni care au făcut ca acele mâncăruri să ajungă la mine. Adică, bun, eu le-am plătit, m-am dus, le-am cumpărat de la magazin, dar ca să ajungă acolo la magazin au fost niște oameni care au crescut puiul, care l-au tăiat, care l-au curățat, care l-au adus în magazin, care au avut grijă să fie comestibil. La fel cu cartofii, au fost însămânțați, au fost udați, prășiți, ce Dumnezeu să mai face la cartofi acolo, au fost culeși, au fost depozitați, au fost aduși la mine. Deci sunt sute oameni, da, de oameni în spate. Exact. Da, e drept că noi niciodată nu stăm să ne gândim la asta. Exact. Noi luăm produsul finit și atât. Exact. Fără să vedem ce e exact, în spatele lui. Uite, ai acel pix în mână. Câți oameni au muncit ca tu să ai acel pix? Iar pentru asta ar trebui să fim recunoscători. Să apreciem că alții au că făcut, alții ceva, au făcut acel ceva și că am avut cum să obțin acel pix, cum să banii să cumpăr acel. Pentru că sunt oameni, de exemplu, care vor să muncească, sunt zonele lumii în care oamenii vor să muncească ca pentru a putea să-și obțină cele necesare vieții, și nu au posibilitatea, nu au unde, nu au cum. E bine, deci în perioada asta sărbătorilor să fim împăcați cu noi. Eu zic că tot timpul. Deci, din punctul meu de vedere, eu am mai spus, băi, bun nu ești de sărbători. Dacă vrei să-ți manifesti o anumită atitudine, o manifesti tot timpul. Nu, brusc ne aducem aminte că, vai, e cazul să fim buni, că au venit sărbătorile. Din păcate, noi atunci, când e Paștele, când e Crăciun, atunci ne aducem aminte și de ceilalți, atunci ar ne apucă fi sănătos gesturile și de caritate. Și cred că ne-am simțit mai puțin singuri. Deși recunosc că mie mi se pare firesc, nu știu, poate gândesc eu greșit, dar mie mi se pare firesc când faci un gest caritabil, să-l faci tu și atât, fără exact să faci atâta tam-tam și atâta reclamă. Exact. Pentru că atunci mi se pare un gest de egoism. Mi se nu știu dacă neapărat se egoism, pare că faci ceva vreau să-mi pentru dovedesc a arăta mie că vezi ce bun sunt vreau eu și să-mi uite dovedesc ce... în primul rând mie cât da de bun sunt. Adică eu în fața mea am o problemă în acel moment. Vreau să-mi arăt mie cât de bun, cât de ce om deosebit sunt eu când fac acele gesturi. Revenind la sărbători, sfatul dumneavoastră pentru noi toți, practic, pentru că recunosc și eu învăț din fiecare întâlnire pe care o am cu dumneavoastră, este acela de a ne descoperi, este acela de a ne mulțumi nouă înșine și celor din jurul nostru pentru ceea ce avem. Și de a fi recunoscători. Deci acea practică de 5 minute seara în care să mulțumești pentru ce ai avut în acea zi. Hainele pe care le-ai purtat. Mai întâi trebuie să conștientizeze asta, exact, pentru că știu foarte multe persoane care au senzația că întreb cum a fost eu asta. N-a fost nimic, nu s-a întâmplat nimic. Exact. Deși au fost destule care s-au întâmplat. Sau poate un gest pe care de care au avut parte, îl consideră ca fiind firesc. Eu meritam. Sau... Exact, ni se cuvine. Ni se cuvine, exact. Este, asta este o vorbă românească că ajungi legată de faptul că ajungi să prețuiești ceea ce ai atunci când ai pierdut. Da, și viața de multe ori a confirmat asta. E, poate ar fi cazul să învățăm să deschidem ochii, sincer, ce avem în jur. Efectiv, ce avem în jur, hainele pe care le purtăm, faptul că m-am îmbrăcat cu niște haine cu care m-am simțit bine astăzi, că mi-a zâmbit cineva și mi-a spus mulțumesc, că am avut bani să-mi cumpăr pâine. Fiecare lucru minor exact, poate fi foarte important pentru... Picătură cu picătură îți face oceanul. Oceanul e format din picături. Și cred că sufletul fiecăruia dintre noi se poate hrăni foarte bine cu fiecare din această exact picătură. Exact. Și e vorba de asumare, în primul rând. De, cum ți-am spus puțin mai devreme,
Cum te-ai simțit să afli că fericirea ta depinde de altcineva din afara ta? Și starea ta de bine. Pentru că până la fericirea este o chestiune de alegere. Da, și fiecare om e fericit în felul lui. Exact. Și cu ce... Fiecare are propria noțiune despre fericire. Da, o mamă poate să fie fericită, se consideră fericită când e copilul sănătos, exact, învață bine, e cu minte. Exact. O soție poate să se considere fericită când soțul îi spune să rămână după ce îmi dă un pahar cu apă sau mulțumesc. Exact. Sau poate vrea mai mult. Exact. Depinde, fiecare exact are... Până unde are standardele, da, cât de da, sus da le ridică. E bine să ne ridicăm cât mai mult standardele pentru noi înșine? Că tot am ajuns la discuția asta. În momentul în care ne comparăm cu noi, da. Și cum putem impune celor din jurul nostru? N-avem cum impune nimic nimănui. Cum nici nouă nu se poate impune. Deci trebuie totul câștigat. E suficient prin propriul exemplu să câștigi? Sau nu-ți garantează câștigul propriul exemplu? Propriul exemplu garantează că va fi un moment în care mai mulți sau mai puțini oameni vor urma exemplul tău. Deci trebuie să avem răbdare. Exact. Ne încărcăm cu răbdare. Iar extrem orientalii spun că este virtutea supremă. Răbdare, da. Răbdare. Așa este. Trebuie să toți învățăm să dăm. Ca lucrurile se întâmple alalte. Dacă s-ar putea, ce bine ar fi. Deși nu cred că ar fi prea bine. Pentru că eu una consider că orice ai obține în viață prea ușor, cred că îți dă aceeași bucurie ca atunci când o câștigi aici, mai greu. Uite, aici eu am de comentat. De ce? Apropo de... Trebuie să muncești din greu. Nu! Eu nu sunt de acord că trebuie să muncești din greu. Nu e satisfacția mai mare? Când te chinui. Că, nu neapărat te chinui, pentru că dacă vrei să obții ceva, o faci din plăcere, nu munca faci... E ca și asta, atunci când încerci asta ni se dă din educație. Cineva, nu? Deci încetul cu încetul te atrage sau îl atragi pe cineva. Dar de ce greu? Greutatea înseamnă suferință. Muncesc din greu. Să mă doară ca să obțin ceva. Hai să fim serioși. Chiar nu putem să ne schimbăm puțin modul de gândire și să obținem ceva, dar nu greu. Să... Pur și simplu să facem acțiuni, dar nu grele, ca să obținem ceva. De cele mai multe ori... E o formă de programare. E legat de o persoană, indiferent despre ce persoană vorbim. Și ca să convingi pe cineva, o altă persoană, să o determini, să conștientizeze ce faci tu sau ce simți tu sau și așa mai departe, e destul de greu. E problemă de percepție, e problemă de... Nu știu. Vezi, aici este una din probleme. Eu vreau un pahar cu apă, dar eu vreau neapărat să mi-l dai tu. Aici este problema. Dacă mie mi-e sete... De burlane, cum da, erau de expresie la moment. Dacă mie mi-este sete cu adevărat, mă duc și-mi iau singur un pahar cu apă. De la tine, de la prietena X, de la prietena Y, nu contează. Iau apă pentru că mi-e sete. Dacă vreau doar de la tine... Deja aici intervine și, mă rog, aș spune și patologia, obsesia, fixația și așa mai departe. A, obsesia mi-e sănătoasă, deja e o mare problemă acolo. Da? Deci mi-e sete. Ori mi-e sete, ori mi-e sete direcționat așa. Mi-e sete doar de tine. Nu vreau decât de la tine. Hai să fim serioși. Dacă vreau decât de la tine, mă expun de bună voie și nesilită de nimeni suferinței. Pentru că există șansa 50% ca tu să nu-mi dai. Și nu e bine, nu e rău, adică nu te pot forța cu nimic, iar tu nu ești obligată să-mi dai. Asta chiar dacă alegerea, alegerea ta, da. Chiar dacă ai, și exact. Și suporți consecințele. Exact. Dacă sunt bune, zice că ești norocos. Dacă și atunci revin la de ce să mă chinui sau să fie greu să obțin ceva. Din punctul meu de vedere, este o injuncție cu care noi am crescut. Muncește, mamă, ca să-ți fie bine. Muncește din greu. Nu sunt de acord. E chestie de percepție. Ca viața să nu se rezume doar la muncii. Exact. Da. De exemplu, pentru mine, sincer, nu există muncă. Îmi place atât de mult ceea ce fac, încât nu contează ora la care fac ceea ce fac. Asta se confirmă, s-a confirmat inclusiv astăzi, pentru că trebuie să le spunem telespectatorilor noastre că nu veniți de acasă acum, ci veniți de la o întâlnire cu... Da. Niște copilași și niște adulți. Un copilaj, niște adulți. Niște adulți, mă scuzați. Dar au și ei un copilaș în interior, fiecare dintre ei.
Am înțeles. Ceea ce dovedește clar că ceea ce faceți, faceți din pasiune. Exact. Și când omul ajunge să se bucure de ceea ce face, să-i placă ceea ce face, eu, sincer, când sunt întrebată ce muncesc, eu spun, răspund și răspund foarte onest și cred chestia asta. Eu nu muncesc. Nu îmi place ceea ce fac. Da, poate cuvântul în sine nu e tocmai ok. Muncesc. Noi asociem munca cu greutatea, cu dificultatea, cu da, e și un cuvânt mai dur. Efortul. Muncă. Da. Efortul. Mie îmi place ce fac. Pentru mine munca este foarte ușoară. Asta pentru că am senzația, poate greșesc, dar prin ceea ce faceți dumneavoastră, practic, îi ajutați pe ceilalți. Iar faptul că le deschideți... Mă ajut pe mine, în primul rând. Vă ajutați și pe dumneavoastră dacă vă puteți redescoperi. Eu nu ajut oamenii, dar... nu știu să ajut. Ba, sunt convinsă, pentru că... Nu știu să ajut, crede-mă. Îi reușiți să înțeleagă. Ceea ce pentru ei, poate până ieri, alaltă ieri, era o enigmă sau poate nici nu conștientizau. Asta e un aspect. Este altceva și aici aș vorbi puțin de termenul de ajutor, cu atât mai mult cu că suntem în pragul sărbătorilor. La noi ajutorul se rezumă la a da pachete, a da... Ajutor. Termenul în sine presupune o poziție de aroganță. Eu sunt undeva aici sus, tu ești mic, amărât, vai de tine acolo jos. Fără mine ești un nimic. Eu aș zice deveni la poziția corectă, port, să-ți oferă îndrumare, ghidare, să-ți oferă informații, cu totul altceva. Cuvintele sunt foarte importante. Ei, asta vreau să spun, că e o chestie de exprimare, da, de termeni dar folosiți. Dar cuvintele, până și în Biblie se spune că întâi a fost cuvântul. Cuvântul este extraordinar de puternic. Și noi, când, în momentul în care creștem, nouă ni se dă cuvântul cu toată încărcătura semantică, energetică din spate. Să dau ajutor. Eu nu știu să ajut oameni. Chiar nu știu. Habar n-am. Da. E bine de reținut și pentru ceilalți care ofer informații. Sunt alături de persoane care cer ceva și dacă pot, pot, dacă nu... Nu pot, le spun că nu pot, dar eu nu știu să ofer ajutor. Chiar nu știu. Pentru că am încredere că fiecare om chiar poate să-și găsească forța, resursele și propriile soluții. Contează... Cu informație corectă. Asta și vreau cu să spun, contează foarte mult dacă obține informația, da, la timp, dacă este îndrumat, da, corect, da, și dacă e și dispus să urmeze ceea ce acum primește. Ne bagă în sac, da, ne dă, dar nu ne bagă în sac. Exact, exact. Exact cum e vorba. Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă exact în sac. Exact. Asta este. Ce ar trebui să facem noi, pe lângă faptul, ceea ce ne-ați sfătuit deja, ca în fiecare seară, să ne rezervăm măcar 5 minute în care să mulțumim pentru ceea ce am avut în ziua respectivă, ce ar trebui să facem astfel încât să trecem peste cumpăna dintre ani mai pozitiv, dacă pot să spun așa, mai încrezători. Să înțelegem... E bine să ne facem cumva contabili la sfârșit de anul balanță, da, da, cu ce a fost rău, da, cu ce a fost o bine. Da, pentru că ce a fost bine e bine. Nimeni nu se plânge de bine. N-am auzit pe nimeni să plângă care prea mult da, bine. Da, e bine să-l cuantifici ca să vezi dacă în contrabalansează rău. Iar ce a fost rău ne-a ajutat să mergem mai departe, să creștem și să învățăm. Pentru că omului atâta timp cât el este bine, nu se mișcă. Devine pasiv. Devine... Da, păi dacă mi-e bine, de ce să schimb ceva? De ce să caut măcar ceva? Măcar din curiozitate. Cred că n-aș putea. Nici dacă mi-ar fi bine, n-aș putea să stau. Eu n-am auzit oameni care de bine să se miște. Sincer. Da, e și vorba aceea că nu pleacă nimeni de bine. Exact. Deci în momentul în care apare disconfortul, atunci omul caută să înlăture disconfortul și atunci începe să caute. Și evenimentele neplăcute, stările grele, durerile, suferințele ne fac să căutăm să schimbăm ceva, să înțelegem. Și apoi să facem cumva să nu mai fie acel disconfort. Deci dacă am fi doar în stare de bine, părerea mea e că am fi niște legumițe așa, niște moluște care le mișcă așa pe aici pe acolo. Deci trebuie să fim din când în când și încercați.
testați. Păi se pare că altfel nu ne mișcăm. Nu ne simțim bine. Nu există. Uite-te un pic în jurul nostru. Totul este ciclic. Acum este noapte. Va veni ziua. Da, nu știu câți dintre noi și-au dat seama, dar eu n-am trăit asta. M-am simțit o perioadă de ani care la un moment dat ai senzația că se întorc sau măcar se întâmplă ceva cât de cât asemănător cu ce s-a întâmplat exact. Acum 5 ani, 7 ani, cam 7 ani. Dar există ciclicități, ceva... iar cei care studiază astrologia ne pot spune foarte bine chestia asta. Există perioade, există... E la fel de bine pe lângă a face acest inventar, această balanță faptelor bune și a faptelor rele sau ceea ce s-a întâmplat bun și rău în viața noastră pe parcursul acestui an, să facem o radiografie, că tot suntem la radiografia da. Zilei și a celor care ne înconjoară. Evident. Ne ajută. Toți, fără excepție, avem în jurul nostru și oameni cu care avem relații toxice. Fără excepție. Sunt inevitabile, cred că. Nu cred că este cineva care să nu exact. Aibă astfel de persoane în preajmă. Și aceste relații toxice țin tot de alegerea noastră. Pot să aleg să îmbunătățesc o relație. Să fac cât pot eu, cât este responsabilitatea mea pentru a schimba relația, iar dacă văd că cu toate eforturile acea relație nu se îmbunătățește, să plec din acea relație. Ei, aici lumea e destul de comodă, găsește mereu circunstanțe atenuante, găsește mereu... Găsește circunstanțe atenuante să sufere. E o dosă de masochism aici. Diagnosticul e clar, dar suferință. Deci, să fim onești cu noi. Pentru că și noi întreținem aceste relații toxice. Din diverse motive, să nu pierdem alte avantaje. Da, din păcate cam totul se reduce la avantaje și dezavantaje în ziua de astăzi. Și atunci este mai corect și mai sănătos să-ți asumi. Dar cred că e foarte trist pentru oamenii care acum, la cumpărea dintre ani și dacă și-ar face această radiografie, ar ajunge la concluzia că pentru niște avantaje, că vorbeam de avantaje și dezavantaje materiale, ar renunța la avantajul sufletesc. Acum, vezi tu, fiecare are setul lui de principii, credințe și valori. Și dacă pentru mine mai importantă este siguranța materială, din diverse motive, atunci aleg siguranța materială. Și asum singurătatea sau solitudinea, corect ar fi solitudinea, emoțională. Sunt alte persoane care, pentru care mai important este împlinirea sufletească și atunci, uneori, nu tot timpul, există această, ca să zic așa, plată. Pentru că, până la urmă, într-un fel sau altul, totul în viață se plătește, totul are un preț. Și nu neapărat un preț material. Uneori ai două alegeri. Trebuie să renunți la ceva. Nu le poți face simultan. Se spune, în viață nu poți să le ai pe toate. Deci e clar că într-o oarecare măsură de... Iar aici e o chestie pe care eu nu vreau să o accept. Nu e o vorbă. Și n-am vrut să o accept. E da. O vorbă din bătrâni. Da, n-am vrut să o accept. Dar mi se pare mai sănătos să fii conștient de prețul pe care trebuie să-l plătești. Și atunci, cumva poți să ai în funcție de ce ești dispus să faci. Îmi doresc chestia asta, acesta este prețul. Îl plătesc sau nu îl plătesc? Îl plătesc, mi-l asum și sunt conștientă de el. Nu îl plătesc? Nu am acesta. Și atunci nu mai sunt frustrat. Adică, ceea ce îți spun eu este la trezire. Să nu mai stăm așa într-un fel de semi-adormire în care, vai săracul de mine, mie nu mi se dă, mie nu mi se face, mie nu mi se dă acces la, eu nu pot să. Nu, în poziția aceasta de victimă ne plângem tot timpul până nu acționăm. Exact. În poziția de victimă nu vei ieși niciodată de acolo. Vei rămâne acolo și te vei plânge indiferent de ce. De soacră, de bunică, de guvern, de partid, de primar, de șef, de orice. În momentul în care înveți să te trezești și să vezi realitatea, și asta apropo mă și la tine că ai ochelari, sunt de distanță sau de apropiere? Și. Înseamnă că trebuie puțin să te mai uiți în viața ta și la distanță și în apropiere.
deci eu sunt la fix ochelarii ăștia. Mi-ați dat sfatul complet. Da. Da. Deci, da, e adevărat, trebuie întotdeauna să te uiți și în preajma ta și... Exact. Și în situația prezentă, în apropiere și la distanță. Eventual să încerci să-ți anticipezi cam ce ar trebui să se întâmple. Deci, sau să-ți fixezi niște obiective. Orice individ cu o doză de minimă de bun simț nu are nevoie de cunoaștere, de cărți, de tot felul de cunoștințe ezoterice sau și așa mai departe. Nu. Cu o doză de bun simț, uitându-se în jurul său cu adevărat și fiind puțin atent la mecanismele sociale, politice, emoționale, în familie, între prieteni și așa mai departe, își dă seama, dacă vrea cu adevărat, care este realitatea din viața lui. Dar uneori este atât de dureros să constatăm că viața noastră nu e atât de faină cum am vrea noi, că noi nu suntem atât de mișto cum am vrea noi, că suntem și noi un pic și jigodele și nenorociți și lepre și hoți și... Și atunci da, evităm să ne facem această... Da, da, eu, nu sunt, eu sunt un om bun. Eu sunt un om bun. Eu nu cred că există om bun. Fiecare dintre noi are câte o... Pe măsura chestii. Bunătății există și răutatea. Deci cei care spun că sunt foarte buni ar trebui să-și pună niște semne de întrebare. Exact. La englez este un obicei. În anul... pomul de Crăciun, pun un plic în care își trec ce și-ar dori să îndeplinească în anul ce vine. Iar anul următor iau plicul și bifează ce au realizat, ce nu. E bine să facem și noi asta? Ne-ar ajuta cu ceva? În momentul în care eu știu ce-mi doresc și știu ce vreau, știu după ce mă uit. Și atunci cumva forțez viața într-un fel sau altul să-mi dea ceea ce vreau. Dacă, îți dau un exemplu, te duci la magazin și intri în magazin, bună ziua, bună ziua, vreau. Ce? Nu știu, dar vreau. E, de obicei se întâmplă să te duci în magazin cu o listă în cap, dar când vezi acolo că ceva să te mai tenteze și altele. Bun, dar există un reper, există acea dacă listă. Dacă îți permiți venitul. Există acea listă. Pe când dacă tu te duci și zici vreau, ce? Dar vreau. Păi se uită vânzătoarea la tine sau vânzătorul și zice, ok, ce? Nu știu, dar vreau. Cu cât îți este mai clar ceea ce îți dorești, cu cât vezi mai în detaliu și simți emoțional cum ar fi să ai acel ceva, cu atât mai ușor și mai... natural, fără efort, te, exact. Natural și firesc, vine spre tine și chiar le îndeplinești. Apropo de chestia asta, mi-a adus aminte de o pățanie a mea, mulți ani în urmă, într-unul din exercițiile de prin tot felul de cursuri pe care le-am făcut, am fost puși să scriem care ar fi pentru noi ziua ideală. Și mi-am scris-o eu fain frumos și mi-am pus-o într-un document în computer. La un moment dat, făcând curat, după mulți ani, am dat de documentul respectiv, ziua mea ideală. Crede-mă că am fost realmente șocată. Eu cu mine. Eu chiar trăiam astfel de zile ideale. Așa cum mi le doream, erau vreo 10 ani, ceva de genul, distanță. Ups! Deci e bine acum, până între ani, să ne facem o listă cu exact. Ce am vrea să exact. Facem, ce am vrea exact. Să realizăm în exact. Anul ce vine. Exact. Simpla verbalizare, simplu fapt că le scriem, ne clarifică și cumva lansează dorința noastră la nivel de intenție. Și intenția este cea care mișcă lumea, de fapt. Ce-i sfătuiți pe oameni, pe telespectatorii noștri, pentru a reuși? Pentru că eu cred că trebuie să reușești să poți să fii mai bun, să poți să fii mai sincer cu tine însuți, în primul rând, dar și cu cei din jurul tău, să poți să ai mai multă, știu eu, putere de muncă și mai multă atenție, pentru că eu am senzația că în zilele noastre atenția și grija pentru cei din preajmă se reduce pe zi ce trece, individualismul, egoismul capătă din ce în ce mai mult teren. Ce-i sfătuiți în sensul ăsta? E, aici iar vin și îți corectez un termen. Vă rog. Sfat, recomandare. Sfat, recomandare, da. Sfatul este doar pentru mine.
pentru că e valabil doar în cazul meu, pentru că e vorba de experiența și istoria mea personală, iar recomandarea este ceea ce îți propun sau vă propun să faceți. În funcție de dacă rezonați, fiecare, simțiți, da, vă place ideea, faceți. Perfect, adevărat. Subscriu. În primul rând, să fie mai bun cu ei. Ce înseamnă asta? Auzim foarte des, dacă puteți să ne spuneți așa succint, ce înseamnă a fi mai bun cu tine? Ați acorda mai mult timp? Ați face, da, mai multe pofte din, da, ceea ce vrei? Da. A te iubi pe tine. Și atunci zici să spun, te eticheteze alții ca fiind egoist, că ești mai atent cu tine decât cu ceilalți. Poate. Nu știu dacă ție ți-am spus vreodată care este corecta definiția egoismului. Nu, nu, că n-am apucat să discutăm. Egoist că înseamnă să am pretenția ca această dorință, nu știu, e o dorință oarecare a mea, să am pretenția ca tu să mi-o îndeplinești. Acesta este egoismul. Să te fac pe tine sclavul dorinței mele și nevoii mele. Dacă mie mi-e sete și eu am pretenția ca tu să-mi aduci apă, acesta este egoismul. Să te îngenunchez pe tine să-mi satisfaci dorința mea. În momentul în care eu mi-asum dorința mea și nu-ți satisfac ție o dorință ca să-mi satisfac dorința mea, să mă duc să-mi iau eu paharul meu cu apă, eu nu consider că este egoism. De știut. E bine de știut. Și în momentul în care eu îmi asum nevoile mele, în momentul în care fac lucruri care mă fac pe mine să mă simt bine, în momentul în care sunt bună cu mine, în momentul în care nu mă critic, nu mă pun la zid, nu dau cu mine de toți pereții, nu o să o mai fac nici cu ceilalți. Pentru că nu mai am cum. Că eu sunt împăcată, sunt bine cu mine. Mă simt bine cu mine. Și atunci n-am de ce să-mi vărs spumele și nervii pe tine. N-am de ce să-mi vărs furia pe tine. Frustrarea, nemulțumirea. De ce? Și tu faci ce poți. Acolo la tine, în grădinița ta. Da. Deci recomandarea dumneavoastră este să ne iubim mai mult și să fim mai atenți cu propria persoană. Exact. Mai atenți. Suntem, din punctul meu de vedere, suntem cei mai mari dușmani ai noștri. Noi singuri ne facem rău. Da, și apoi arătăm către celălalt. Și noastră. Apoi arătăm către celălalt. Că din cauza lui ne este rău. Nu. Ne este rău că vrem. Și că ne facem cu propria mână, ca să spun așa. Exact. Datorită alegerilor nesănătoase pe care le facem pentru noi. Și noi dăm cu noi de, mamă ce proastă sunt, mamă ce tâmpenie am făcut. Serios? Am făcut cât am putut. Da, într-adevăr. Toți avem momentele noastre de prostie, la fel cum avem momentele noastre de deșteptăciune. Da, asumă-ți-le. Nu da în tine că nu ai știut sau nu ai putut să faci ceva. Acceptă că așa a fost contextul și situația și învață ca data viitoare într-o situație oarecum similară să înveți ceva din acea situație, din acel context. Să nu repeți. Exact. Deci aceasta este recomandarea noastră către telespectatorii Litoral TV și cu aceasta o să închei și o ediție în această seară, mulțumindu-mă și mulțumindu-i acestui an 2017 care se apropie de final. Cam că v-am cunoscut, pentru că pentru mine sunteți o nouă persoană în alături de persoanele pe care le cunoșteam, o persoană care m-a învățat multe și cu care sper să colaborăm în continuare și anul viitor. Mare plăcere! Pentru că sunt convinsă că fiecare dintre telespectatorii noștri simt nevoia să audă puncte de vedere și moduri de interpretare a unor situații de la un om care le înțelege mult mai bine și care, de la un om care este în afara situațiilor. Am fost forțată să le înțeleg. Nu le-am înțeles nici eu de bunăvoie. Viața m-a dus aici. Păi că a știut viața ce, da, ce trebuie să facă. Cu mine. Exact, a avut un plan și cu mine. Și pentru asta chiar îi mulțumesc. Vă doresc un Crăciun fericit, un nou an plin de bucurii. Mulțumesc și la fel. De realizări în tot ceea ce mulțumesc vă propuneți. Cu siguranță ne vom întâlni și în 2018. Noi încheiem ediția în această seară și vă urez tuturor celor care ne-ați urmărit un Crăciun minunat alături de cine doriți dumneavoastră și împăcați cu propriile persoane și cu propriile realizări sau eșecuri, astfel încât să treceți în noul an mai întăriți, mai încrezători în dumneavoastră și poate cine știe, anul 2018 o să vă aducă altceva. La revedere! Ne mai revedem pe 27. Până atunci, tuturor, petrecere frumoasă și cât mai multe daruri de la moșii, pentru că tot așa e tradiția. O seară bună tuturor!